Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre dragoste. Cum veți sta dumneavoastră cu dragostea până la sfârșitul lunii octombrie 2021? Cei născuți în zodia Gemeni sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Gemeni? Vom începe cu un mesaj din partea oracolului iubirii, care a vrut să sară mai repede. Și spune așa, angajament benefic, vă dedicați din toată inima celor mai nobile idealuri ale dumneavoastră. Fiind pe deplin conștienți că iubirea este însăși esența ființei dumneavoastră. Trebuie să luați în serios tot ce înseamnă dragoste, tot ce înseamnă iubire, tot ce înseamnă inima. Dumneavoastră, atâta timp cât aveți un scop, aveți un ideal, aveți o persoană cu care vreți să vă trăiți tot restul vieții, trebuie să obțineți lucrurile acestea într-un fel sau altul, să vă angajați, să vă asumați anumite lucruri și așa veți avea succes. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți dumneavoastră să lăsați un like, un coment sau să vă abonați, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bine. Și haideți să vedem care este energia principală acestei perioade. Și aici avem Marele Preot, o arcană majoră foarte importantă și foarte grea. Marele Preot aduce în prim plan lecțiile pe care le veți învăța când vine vorba de dragoste. Dacă așteptați anumite răspunsuri, ele vor veni, dar în ritmul lor sau în modul în care trebuie să vină. Vorbim de rezolvări în relațiile sentimentale, dar cel mai important aspect este credința. Dacă veți crede cu adevărat în iubirea pe care o aveți față de persoana iubită, veți avea succes. Rugați-vă mai mult în perioada aceasta, pentru că tot așa veți avea succes. Lucrurile se vor îndrepta. Dacă v-ați despărțit, vă veți împăca. Dacă persoana iubită nu vă iubește la fel de mult, o să o facă, dar totul va veni natural. Dacă sunteți la o răscruce de drumuri și aveți de făcut o alegere grea, când vine vorba de dragoste, credința va ușura această decizie. Poate să vă decideți între două persoane, să vă decideți între două situații, dar relația pe care o aveți și munca, poate fi și lucrul acesta, sau să vă găsiți sufletul pereche. Fiți înțelepți, pentru că vorbim și de o căsătorie, da? Ori participați la anumite evenimente, ori vă doriți, ori vorbim de relații mult mai puternice în perioada următoare până la sfârșitul lunii octombrie, pentru că vorbim de lucruri de durată, stabile, mai ales pentru aceia dintre dumneavoastră care nu ați renunțat, care ați trecut prin foarte multe greutăți, prin minciună, prin trădare și totuși ați luptat, totuși ați vrut să aveți acea persoană în viața dumneavoastră. Veți avea de câștigat. Ați simțit dumneavoastră conexiune specială. Poate aveți o legătură și cu semnul zodiacal Taur, Gemeni, Balanță, Vărsător, poate. Ce provocări vă așteaptă? Aici avem cinciurile spade. Să nu pierdeți persoana iubită. Să nu vă certați. Să nu fiți mințiți, să nu fiți trădați, să nu fiți înșelați, să nu rămâneți singuri. Asta este provocarea supremă în perioada următoare. Frica de singurătate, de tăcere. Pentru că treceți prin anumite conflicte, prin anumite greutăți sentimentale și ați vrea să rezolvați aceste lucruri. Dacă simțiți atmosfera tensionată, nu insistați pe anumite subiecte sau să discutați atunci. Lăsați timp. O oră, două, o zi, două, da? Pentru că lucrurile se liniștesc și puteți rezolva. Dacă insistați să discutați, să rezolvați într-un moment nepotrivit, se ajunge la despărțire. Aici fiecare este cu ideea lui, cu planul lui, cu viziunea lui. Și aici este problema. Trebuie să găsiți un echilibru în toată situația aceasta. Ce surprize vă așteaptă? 9 de monede.
foarte multă reușită, independență, siguranță, noroc în dragoste. Atitudinea pe care o veți avea o să vă ajute foarte mult să rezolvați multe probleme în dragoste. Au căzut multe mesaje și la dumneavoastră. Vă îndrăgostiți, foarte multă pasiune, foarte multă intimitate, conversații, mesaje care vin foarte rapid și vă iau prin surprindere, discuții foarte plăcute, relații care vor evolua într-un mod surprinzător. Veți fi mult mai siguri pe dumneavoastră că reușiți. Aveți așa o încredere și o siguranță. Sunteți mult mai puternici. Dacă rezolvați problemele în dragoste, persoana iubită vă va căuta. Posibil să aveți de face și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Dacă vor fi sau nu împăcări, până la sfârșitul lunii octombrie, avem un 3 de bâte, care duce o evoluție, un progres, planuri de viitor, dorința dumneavoastră de a vă împăca cu persoana respectivă, pentru că aveți și foarte multe lucruri în comun. Cel mai probabil nu știți cum să puneți problema, nu știți dacă să o căutați sau nu pe acea persoană, nu știți dacă veți fi căutați sau nu. Există și oarecare distanță, dar poate fi o relație la distanță, dar există un pas, se face un pas în toată povestea aceasta. Aflați ceva de persoana iubită, vă caută, vă scrie un mesaj, vă trimite o poză, postează ceva în care vă regăsiți. Pentru că văd reușită, realizare. Poate fi vorba de o persoană indecisă, poate fi vorba de o persoană căsătorită. Și, na, situația se complică un pic. Poate fi vorba de o persoană care își pune în prim plan familia, mama, tatăl, mama în primul rând. Și de aceea s-a ajuns la despărțire, persoana influențată cel mai probabil, dar sunt semne, da, de reușită. Nu neapărat până la sfârșitul lunii octombrie, dar până la sfârșit de an, cu siguranță, sau luna noiembrie. Depinde de la caz la caz, având în vedere că este etalar general, este mai greu de spus exact timpul când va fi. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros, avem șasele de monede. Vă împărțiți aici, între două persoane, încercați să faceți un echilibru. Dar în ce sens? Ce vă lipsește acasă, vă oferă cealaltă persoană. Și să știți că începeți, vă gândiți foarte mult, adică este dragoste, da? A apărut o persoană care va schimba viața radical, dar vă este teamă de acest nou început, vă este teamă să evoluați această poveste, nu știți unde va duce. Poate apar deja discuții legate de copii, de familie, poate fi și lucrul acesta. Noi începuturi, se face un echilibru, e dorința de asumare, de responsabilitate, dorința de a împărtăși totul, de a fi unul și același, poate. Doar că și persoana iubită trebuie să ofere mai mult, pentru că aici văd un pic de falsitate, de reținere, de îndoială. Mai poate fi vorba și de un copil care vă poate schimba viața. Sau o situație care se schimbă pe acest plan. Pentru persoanele singure avem magicianul. Da, este vorba de o perioadă foarte intensă, cu foarte multe șanse de a vă îndrăgosti. Pentru că văd foarte multă atracție, foarte multă dorință. Persoane care apar pe nepusă masă în viața dumneavoastră și care vă veți îndrăgosti la prima vedere. Pe de altă parte, vorbim de situații în care vreți să vă împăcați fără doar și poate cu cineva. Vorbim de întâlniri, discuții, invitații sau planificați să vă vedeți. Doar să vă permită și timpul. Se pare că aici unele persoane sunt foarte ocupate, muncesc peste program. Dar și să vă întâlniți așa la un restaurant, poate puteți merge cu cineva, vă faceți o idee, vă faceți un plan, aveți un scop, da, vreți să fiți cu cineva și nu mai vreți să așteptați. Și persoana pe care veți întâlni până la sfârșitul lunii octombrie, cel mai probabil veți și rămâne cu el sau cu ea, fiind o persoană foarte interesantă, o persoană muncitoare, o persoană veselă, o persoană stabilă, exact ceea ce ați căutat dumneavoastră, exact ceea ce v-ați dorit cu adevărat.
să întâlniți și poate fi ca prin magie. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!